Salutare! Bun venit la Escu Show Podcast! Eu sunt Escu, v-am cam neglijat în ultima perioadă, lucru pentru care îmi cer scuze, dar am fost și sunt în continuare foarte ocupat. În afară de jobul full-time pe care l-am, după cum știți, cred că deja sunt șofer de autobuz, lucrez aici în Devon, în Anglia, în Marea Britanie. Am început să mă implic și în alte lucruri despre care la un moment dat, dacă va fi cazul, voi discuta. Asta pe lângă viața de familie, pe lângă alte chestii pe care trebuie să le facem împreună, cum ar fi cea de astăzi. O zi absolut superbă în Cornwall, în Boscastle. Am mers și am vizitat Muzeul Vrăjitoarelor și al Vrăjitoriei. Iar acum suntem aici pe vârful unei coame, unei coaste. Cam asta e priveliștea. Sper că se vede. La câțiva pași de Tintagel, de unde voi face un alt material, o să încerc să vă salut și de acolo. Tocmai am fost martori, acum jumătate de oră, 45 de minute, la un accident care, deși a fost înspăimântător, nu a fost până la urmă și tragic. Practic ce s-a întâmplat... Doi părinți tineri cu un copil în cărucior, ceva s-a întâmplat, n-am văzut ce s-a întâmplat, dar căruciorul ăla a căzut de pe marginea unei unui zid și s-a rostogolit vreo 4 metri într-o baltă, de desubt erau și pietre. Copilașul de 7 luni, vă spuneam, în stare de șoc, dar ok, până la urmă a venit și ambulanța la foarte, foarte scurt timp. Serviciile de urgență au răspuns foarte prompt, le-am sunat și efectiv în minute au ajuns. Lecția pe care trebuie să zic eu să o luăm de aici este: ne distrăm, ne simțim bine, ne relaxăm, vizităm, dar suntem foarte, foarte atenți, pentru că unele locuri pot fi mult mai periculoase decât ne putem închipui. Să aveți grijă de voi, o să mai filmez ceva la Tintagel și când o să am timp, o să încerc să mai fac și niște episoade. Da, probleme cu netul, am schimbat providerul, sper ca săptămâna viitoare să-mi ajung noul router și să pot să mă apuc de niște episoade în puținul timp liber pe care îl mai am din când în când, însă până atunci aveți, vă spun încă o dată, grijă de voi, grijă de cei dragi, stați în siguranță și bucurați-vă de voi înșivă și de clipile astea minunate pe care le trăim acum în prezent. V-am pupat, sărbători fericite și numai bine!